Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent. Pentru acum, pentru că asta face tarotul, ne dezvăluie planul de conștiință prezent și descărcăm energia din mentalul colectiv, iar energia este una foarte maternă, foarte iubitoare și sub o formă sau alta, să știți că axată pe copii. Venus în rac aici își spune foarte, foarte, foarte puternic cuvântul și vă spun asta pentru că din întâmplare am văzut în feed-ul de pe Facebook o campanie puternică care are legătură cu copiii, bebelușii, în fine, irelevant, dar am fost plăcut surprinsă să văd cum tranzitele într-adevăr se aplică până la cel mai mic detaliu în viața noastră, dacă observăm acest lucru. Și ce avem noi de făcut în viață? Păi uite, mă uit la chestia asta aici. Fix asta, să ne bucurăm de ea, să stăm în liniște cu sufletul nostru. Să vedem ce ne spune energia. Avem o poziție dintre Pluto din Vărsător, care este retrograd, cu Marte din Rac. Avem și Luna în Vărsător acum. Umanitate, campanii umanitare vis-a-vis de ce am văzut. Emoție. Cumva oamenii se adună. Este un moment în care oamenii se adună. Să vedem în ce direcții ne adunăm. Plutește așa un sentiment de oboseală mentală, aș putea să spun, în jur, în planul colectiv, în planul nostru aici, în spațiul nostru dimensional, cum vreți să-i spuneți, care poate ne mai liniștește și pe noi așa. Vocea mea pare că își revine. Voi sper să fiți bine. Am scos două, așa ceva. Deci avem o surpriză. Cineva nu vrea să știm adevărul. Oh, open heart, inimă deschisă. Și suferința mulțimii. V-am spus că este o campanie umanitară. Venus în rac, care are legătură cu pieptul, cu iubirea, și Vărsătorul, Marte, care este în rac, în opoziție cu Pluto din Vărsător. Deci mentalul colectiv, exact cum am zis, are o apăsare, dar este și o iubire maternă, este o undă vibrațională foarte feminină. Și posibil ca voi toți să vă regăsiți așa, melancolici, nostalgici, împărăteasa, iată, după cum spuneam, și zero. Nebunul, energie maternă care vrea să nască, deci energia feminină vrea să pătrundă, să penetreze vibrațional câmpurile noastre electromagnetice pentru a face loc iubirii, pentru a ne deschide sufletul. Avem ciclicitate aici, aura, da? Câmpul electromagnetic și oul. Oul. 35, din nou împărăteasa și 5, un altul preot, schimbare, se schimbă ceva, se schimbă ceva la nivel de energie, este ceva acolo, avem Polaris, care vechează câmpul electromagnetic al planului terestru și nordul, farul care lucește și ne arată direcția, da? Picături de ploaie, sunt și lacrime aici, posibil, apa cosmică, niul, poate vă regăsiți așa, într-o postură mai emoțională, ce vă transmit aici prin ideile acestea este că este trecător, sunt zile și zile, dacă vă vine să plângeți, plângeți. Crown chakra, chakra coroană. Din mentalul colectiv, după cum spuneam, unul și magicianul, omul, sufletul omului își face loc
în iubire, vrea iubire, da? Pentru că ne-am săturat toți de suferință, foarte adevărat. Și curățare. Curățare, claritate, 15, diavolul. Ne-am săturat de control, ne-am săturat de codependență, ne-am săturat de relații care ne sufocă, care ne constrâng. Pe de altă parte, suferința, să știți că la nivel de mental colectiv este întreținută de noi toți și la un nivel spiritual foarte profund. Noi toți avem o rană ancestrală la nivel de colectiv, la nivel de mental colectiv, pe care nu dorim să ne o amintim sau pe care nu putem unii dintre noi să ne o amintim și tocmai de-aia întreținem această zonă artificială, superficială a lumii. Dar prin relații ne trezim. La nivel de relații avem luna, 6 de bâte, 7 de cupe și puterea. Foarte interesant, după cum spuneam, subconștientul, da? Inconștientul nostru ne împinge să facem voința inimii. 7 de cupe și nu știm ce să alegem, pentru că habar nu avem cine suntem, dar până la urmă putem să descoperim. Aici vă văd pe cei care sunteți într-un cuplu, care sunteți în cuplu, care sunteți căsătoriți, care traversați acum o perioadă de confuzie, poate, și încercați să luptați pentru o cauză, încercați să luptați pentru ceva. Pe cei care nu sunteți căsătoriți, sunteți în mari, mari incertitudini, dar care au legătură cu traumele noastre, personale și ancestrale, despre care habar nu avem și aici există o alegere a fiecăruia dintre noi în planul terestru despre cum putem noi aborda viața, fie la nivel de conștiință joasă, fie la nivel de conștiință înaltă, pentru că animalele nu au discernământ. Deci în fiecare dintre noi există o latură primară. Și aici este lupta conștiinței omului pentru planul fizic. Care dintre aceste două laturi câștigă? Ce hrănesc? Pentru alții dintre voi văd că persoana voastră dragă sau persoana la care vă gândiți voi sau cu care ați avut cel mai mult de-a face traversează racul, o perioadă de foarte mare confuzie, foarte mare confuzie. Din nou, o luptă interioară, are o luptă interioară și caută să o depășească. Pentru unii dintre voi, voi sunteți în mentalul lor, voi sunteți cei cu care se conectează, dar nu știți acest lucru. Iar pentru cei care sunteți singuri, aveți de depășit o obstrucție, da? Pentru că anterior, evident, ați avut și voi o viață și ați rămas prinși între alb și negru, fără să știți exact ce vă doriți. Vă raportați în permanență de la trecut. Și de ce spun asta? Pentru că luna în astrologie reprezintă racul, am și simbolul racului aici și racul înseamnă trecutul. Să vedem cine vine călare către voi. Zăresc un prinț călare. Cine vine? Pentru unii dintre voi aici aveți o relație ascunsă. O relație ascunsă și vreți să o oficializați. Vreți să se știe că sunteți împreună. Pentru alții dintre voi vreți să știți dacă persoana la care vă gândiți voi este cu cineva. Aici cineva este foarte mândru, mândru de realizările sale. Iar voi nu știți acest lucru și acest scenariu este valabil. Pentru luna avem cavalerul de cupe, niște vorbe dulci. Unii dintre voi vă dați în secret, probabil, mesaje cu cineva. Cu cineva care vă face să vă simțiți foarte,
foarte bine, foarte puternici. Pentru alții dintre voi, vă doriți aceste mesaje dulci. Persoana la care vă gândiți voi se gândește la voi, se gândește la voi în trecut, dar calul acesta vedeți că are corp de lumină energetic. Practic, intenția sa, dorința sa de a vorbi cu voi este plasată în eter, nu ajunge la voi, dar vă transmite energetic această vibrație a iubirii și a vorbelor dulci. Și tocmai de aceea, așa cum am deschis etalarea, voi vă simțiți nostalgici pentru că vă conectați, vă interconectați energetic. 7 de cupe. Asul de spade. Vreți să comunicați, vreți să știți ce alegere să faceți. Vreți să știți odată și pentru totdeauna cine va mânui acest Excalibur. Cine are puterea să o facă? Cineva pur. Iar puritatea aceasta înseamnă, în primul rând, acceptare, vindecare, modestie, smerenie și așa mai departe. Deci trebuie eliminată vibrația joasă. Cum faceți asta? Of, sunt multe de spus aici, dar prin iubire. Prin iubire se poate face. 8 de spade. Prin înțelepciune. De ambufnița aici. Și vreți claritate, vreți claritate. Unii dintre voi vreți să vorbiți, v-ați maturizat și voi și persoana voastră de interes, persoana voastră dragă. Vreți claritate, vreți să avansați într-o direcție și veți găsi o soluție. Aici am 6 spade, foarte interesant. Iar din aceste 2 spade curg pene, curg. Deci lucrurile devin din ce în ce mai ușoare. Pe măsură ce voi avansați în înțelepciune. Pentru putere, da? Pentru putere avem claritate 8 de spade. Ce înseamnă asta? Nu aveți puterea să vă mișcați din loc. Unii dintre voi vă simțiți neputincioși. Regele de spade, pentru că persoana la care vă gândiți voi vă tratează cu răceală, iată, și voi nu știți nimic despre ce se întâmplă în sufletul lui, ce să faceți. Și aici avem justiția și îndrăgostiți o alegere, din nou 7 de cupe, dar carul cere un drum către stea, diavolul, și în loc să mergeți către stea, în acest moment vedeți până la stea, ca și ieri, diavolul și turnul. Deci ce se întâmplă aici între voi și persoana voastră de interes pentru marea majoritate sau pentru cei care rezonați cu mesajul? Se întâmplă că din cauza anxietății și a gândurilor pe care le aveți și le creați și pentru simplu fapt că vă gândiți constant la această persoană, încurcați undele vibraționale, câmpul. Ce este câmpul? Spațiul dintre mâinile mele și voi acum este vidul. Vidul este zero. Zero este totul și nimicul. Aici, între noi, există un câmp de informație. Energia este informație pe care toți îl hrănim. Da? Noi nu suntem separați, pentru că între mâna mea stângă și mâna mea dreaptă, deși nu se vede nimic, este un câmp, este energie. Nu sunt separate palmele mele acum. Chiar dacă în planul fizic vedem distanță, în planul eteric totul este interconectat. Ori atunci când voi sunteți anxioși și vă gândiți la cineva, le stați în câmpul electromagnetic și atunci, în funcție de starea voastră, și ei vă simt. Nu știu să spună asta, dar de cele mai multe ori se simte pentru că energia nu minte. Dacă voi spuneți ceva de bine, omul respectiv simte ceva de bine, dar simte puritatea cuvintelor, nu doar așa spun ceva de bine. Deci anxietatea aceasta trebuie eliminată, este un fel de capătul puterilor, pentru că asul de spade și 8 de spade aici îmi dau anxietate, nopți nedormite. Iar acest lucru trebuie să înceteze. Mintea creează scenarii, ego-ul, mintea nu poate să accepte, iar aici ni se spune că suferința cuplului, suferința oamenilor, a tuturor oamenilor, vine din cauza că inima nu este deschisă sau că în inimă noi am înmagazinat
trăiri care nu ne aparțin și că trebuie să ne cunoaștem pe noi și să ne curățăm mintea, ego-ul și subconștientul luna de ceea ce nu este al nostru. Să ajungem să ne cunoaștem, pentru că în fiecare relație la început, când ne îndrăgostim, noi secretăm hormoni de fericire, dopamină, oxitocină și așa mai departe, dar avem și neuronii care se oglindesc în prima etapă. Și atunci normal că e totul lapte și miere. Neuronii oglindă se numesc. Avem eremitul, moartea și cavalerul de băte. Da, pentru că avem o vibrație de zi 13, moartea, cu o vibrație generală a faetonului, o transformare care se va propaga, o transformare care va avea loc la nivel de mental colectiv, atât voi cât și persoana voastră de interes, dacă sunteți în izolare, vă transformați. Din nou am simbolul lunii, sunt lecții pentru noi toți. Știu că ne sunt de ajuns lecțiile, dar cine a creat lumea în care trăim este responsabil, nu mesagerii ca mine. Cavalerul de băte. Avem doi cavaleri. Pasiunea și inima sau mintea, trăirea, chimia corpului fizic și cupele. Din nou, către trecut se uită, către trecut și analizează această persoană și vrea să facă ceva. Vrea să facă ceva. Cartea Moartea spune, nu te poți împotrivi inimii. Și persoana la care vă gândiți voi suferă, dar în egală măsură și persoana aceasta vrea să-și curețe mintea. Poate s-au întâmplat între voi niște lucruri. Dacă avem 8 spade care v-au dat peste cap, ați presărat acolo în egregorul, da, în vidul relației voastre sau în plinul relației voastre niște lucruri care trebuie curățate. Orice cuplu creează ceva, da, un efect. Efectul acela trebuie curățat și nu se pot împreuna doi oameni până ce ambii nu traversează acest proces de introspecție, de curățare, de conștientizare. 9 de băte, trebuie curățate rănile. Ăsta este și un orgoliu rănit, dar este și o perioadă prin care spune gata cu rănile, ne putem vindeca, ne putem vindeca. Deși poate unii dintre voi v-ați rănit reciproc, aici se poate face lumină, împărăteasa. Și 9 de monede, 10 de monede, doar că unul dintre voi nu este singur pentru unii dintre voi și de aceea nu puteți naște din nou relația. Împăratul și împărăteasa, trebuie să fiți amândoi singuri și amândoi să vă doriți deopotrivă același lucru. 6 de cupe, împăcare și să discutați, iată. Planuri de împăcare, dar aici este și 4 de spade, liniște, iubire, e iubire în aer, să știți, este iubire în aer, știu ce spun aici, că nu vă apropiați voi unul de celălalt, asta e povestea, altă poveste. Schimb setul, ia să vedem. Pentru lună, ce avem aici? 6 de spade, căutați o soluție, căutați să cercetați ceva, vreți să aflați ceva unii dintre voi, vreți să aflați dacă persoana asta vă mai iubește și poate vorbiți cu prieteni, cu rude, cu cunoscuților și aflați niște lucruri care vă ajută, vă ajută, vă încarcă inima de bucurie sau poate aflați că nu este bine și atunci vă rugați pentru ei, după caz. Pentru asul de spade, ce avem aici? Pajul de cupe. Da, cineva caută direcția. Voi căutați
sau vă interesați dacă persoana asta este bine sau persoana aceasta caută informații despre voi. Pentru unii se aplică așa, pentru alții se aplică așa. Unul dintre voi aici traversează niște provocări, poate la nivel medical. Lumea. Unii dintre voi vreți să știți dacă mai aveți o șansă și, după cum spuneam, poate vă interesați pe la prieteni sau poate persoana aceasta se interesează dacă mai are vreo șansă cu voi. Din nou, puterea. Ah, și aici puterea este pe cifra liberului arbitru, pe 11. O alegere foarte importantă se va face aici. Probabil că energia lucrează la nivel colectiv prin chakra coroană, prin manifestare. Foarte mulți dintre voi veți putea manifesta o schimbare. O schimbare din ceea ce aveți. Și am aici un fulg foarte mic care nu știu de unde a apărut. Din ceea ce aveți acum în ceva ce este mai aproape de ceea ce vă doriți. Puterea interioară, cineva vă vede foarte puternic. Vedeți că vibrați la fel, sunt alegeri de făcut și voi și ei sunteți în inimă cumva și vreți să discutați sau poate conștientizați prin Excalibur, prin asul de spade, că totuși trebuie să discutați, totuși trebuie să curățați, totuși aveți nevoie de claritate. 4 de monede, să curățați această karma, să ieșiți din această stare tensionată pentru cuplurile căsătorite. Unii dintre voi simțiți că nu aveți putere să vă mișcați, că sunteți cumva legați unul de celălalt, că nu aveți loc să vă manifestați plăcerile, hobby-urile sau unul dintre voi este foarte ocupat la serviciu și celălalt este puțin supărat, înverșunat din cauza că cealaltă persoană este foarte ocupată. Pentru cei care sunteți singuri, cineva aici a rămas prins în trecut. Pentru alții dintre voi, cineva vă prețuiește foarte tare și nu vă dă drumul. Nu vă dă drumul energetic. Nu vă dă drumul energetic. Cineva nu v-a uitat. Asul de bâte. Se va produce o schimbare, să știți, pentru unii dintre voi. Și spun se va pentru că așa este construită limba, dar schimbarea s-a produs deja, se produce în acest moment, doar noi ne aliniem, o ușă se va deschide aici, cineva manifest, hocus pocus sau sesam, deschide-te, pentru că de acolo vine, deschide-te. Și aud uvră, ceva în franceză, cine știe ce legătură are, poate vreo țară în care se vorbește și franceza, ca limbă secundară, că sunt multe, nu se vorbește doar în Franța. O forță, o forță divină a cuiva aici naște un rezultat nou. Ce-i cupajul de cupe aici? Niște vorbe dulci. Aflați că persoana la care vă gândiți voi vorbește cu plăcere despre voi, vorbește frumos despre voi, de la rude, de la apropiați, după cum vă spuneam, de la grupului de prieteni și că totuși nu v-a uitat și în egală măsură poate sunt în altă parte. Iar alții dintre voi, v-am spus, aveți o relație ascunsă. 5 de spade mi-a ieșit întors. Eu nu citesc cărțile întoarse, dar ăsta este un compromis. Compromisul acesta înseamnă compromis la nivel de ego, de minte, de credințe. Poate unii dintre voi trebuie să renunțați la modul vostru de a gândi. Întotdeauna e loc de mai bine. Soarele. Vedeți luna așa cum apare soarele. Un întreg. Un întreg. Cineva acceptă că este vulnerabil. Persoana aceasta la care vă gândiți voi, pentru foarte mulți dintre voi, după cum vă spuneam, știe că are o cale lungă de parcurs și cu toate astea are încredere. Personalitatea sa este vulnerabilă și dacă ar fi să vorbiți în acest moment, ar fi vulnerabili. Au, vă datorează ceva, o explicație. Iar numărul 19 este numărul Matrixului.
au executat un program, au mers pe o credință veche. Dacă au plecat de lângă voi, au plecat din cauza suferinței din copilărie pe care acum trebuie să o curețe, să o învețe, o traversează din nou, se învârt în roată sau repetă istoria. Din nou puterea incredibil și din nou pe 11, liber arbitru. Dragii mei, concluzia este aici așa, că indiferent de situațiile pe care voi le traversați la nivel de relație acum, că sunteți singuri, că sunteți într-o căsnicie, într-o relație, în orice context, în separare, veți avea liber arbitru, veți avea o portiță cosmică. Este un fel de portal aici, cuantic, prin care veți găsi o modalitate, dacă energia voastră este pură, curată, să ajungeți în câmpul, în aura omului la care voi vă gândiți și vă veți simți reciproc. Și ce se va întâmpla de acolo este fix voința voastră a amândurora, ca întreg, dar și separat. Puteți ajunge la comunicare și la chemarea electromagnetică la unda aceasta chimică înapoi, da, cu siguranță, dar cu schimbările de rigoare, pentru că din 5 de spade trebuie să ajungeți în 6 de spade, adică să găsiți o soluție prin care nu să vă mușcați limba, dar să aveți grijă la ce gândiți, pentru că puteți avea acest sfârșit organic al lui 5 de spade și început organic al lui 6 de spade, care spune o soluție de vindecare. Mergem mai departe. Găsim o formă să ne reconectăm, dar va depinde doar de voi. Ca semne astrologice, leule, leuțule, ce mai faci, drăguțule? Leul, guvernatorul soarelui. Avem vărsătorul puternic. Săgetătorul, scorpionul, peștii, leul, foarte puternic, berbecul, leul, săgetătorul, din nou, taurul, săgetătorul, scorpionul, berbecul, fecioara, gemenii, toate semnele de aer, leul din nou, peștii, leul din nou, peștii din nou, racul. Să luăm și o carte, hai să luăm mai multe, dacă tot este energia asta iubitoare așa, hai să vă fac pe plac, am vrut să fac o etalare scurtă, nu mi iese mie, vocea să mă țină, din nou noiembrie, din nou cuadratura dintre Jupiter și Pluto, care dă cu noi de pământ efectiv, și mai avem și opoziția dintre Marte și Pluto. De fapt, este un dans, așa, o cântare cosmică între Marte, Pluto și Jupiter, noiembrie, da? Săgetătorul și Scorpionul, de îndată, ce eu înțeleg, înțeleg suferința și de unde provine, trec peste și nu mă mai întoarce nimeni înapoi. Poate ți-a fost alocat, poate ți-a fost pus acest munte în cale pentru ca tu să le arăți celorlalți că poate fi escaladat, cucerit, mutat din loc. Ceva de genul spunea citatul. Muntele, de ce are legătură cu muntele? Păi scorpionul se duce în adâncuri, apoi merge către săgetător, se extinde, dar și alchimizează durerea, o înțelege. Săgetătorul pleacă către expansiune, către cunoaștere și Capricornul ajunge în fața muntelui și îl urcă și îl cucerește. Și apoi cunoașterea o aduce înapoi la poale și o varsă în ocean, vărsătorul și peștii. Nu sunteți degeaba aici, nu traversați degeaba ce traversați. Știu că pe voi nu vă ajută, că voi vreți acasă, dar este un rost în toate și nu suntem doar numele și prenumele nostru. Suntem ceva mai mult, mai puternic și facem parte din ceva mai măreț de atât. Ori amândoi vă căutați direcția, amândoi căutați să ieșiți de sub control. Al cui? Controlul planului terestru. Așa.
Pe partea materială, planul material, avem 9 de monede, foarte bine, 9 de bâte, regina de monede și faetonul, iată. Marte în rac, faetonul, vibrația zilei, care spune gata. Gata cu poveștile, gata cu neajunsul, este timpul să fac ceva. Astăzi reușesc, nimic nu-mi stă în cale. Ăsta-i muntele pe care trebuie să-l urc. Consideră că l-am cucerit deja. Asta e atitudinea. 9 de monede, stau bine în planul financiar, mă simt bine, am totul sub control. Lucrurile se așează. Dacă aveți neplăceri, ați avut neplăceri, aveți impedimente, întârzieri la plată și așa mai departe, astăzi veți simți că puteți cuceri muntele, pentru că faetonul vă duce peste provocările pe care le aveți, către stea, către obiectiv, către rezultate. 9 de bâte, are regina de spade și asul de spade. Semnați un contract sau veți vedea o creștere în încasări sau vă vine o idee genială care vă scoate din bucluc. Orice ar însemna buclucul acesta, orice provocare ați avea, semnați niște acte, rezolvați niște documente, dacă are legătură cu autoritatea, cu orice nebunii de genul. Pajul de spade, din nou, comunicare, rezolvați, astăzi rezolvați, mișcați lucrurile, lucrurile se mișcă pentru voi și în favoarea voastră. Unii dintre voi primiți un virament, primiți niște bani, poate nu vă așteptați, unii dintre voi aveți o întârziere de bani, să știți că este Mercur retrograd, în continuare sistemele mai dau greș, dar până la urmă faetonul va aduce rezultatul potrivit, transformare. Da, din nou, pe o vibrație de 13, spuneți ce aveți de spus, nu faceți ca mine să vă rămână cuvintele în gât. Pe plan emoțional, vă sabotați sau poate aveți de-a face cu niște oameni care joacă rolul victimei sau poate voi vă victimizați undeva și nu știți ce să faceți. Ei, în comunicare, dacă vorbiți, uite, de-aia nu vorbiți, pentru că dacă ați vorbi unii dintre voi, începe cearta și reproșul și apoi nu e așa. Dacă ne reproșăm, nu vom atrage altceva decât mai multe reproșuri. Sau poate, dacă ați vorbi cu ei, ar pleda nevinovat și poate v-a greșit. Mă înțelegeți ce vreau să spun. Ieșiți din această postură și ridicați-vă vibrația pentru că aveți o alegere de făcut și treceți la acțiune. Unii dintre voi stați pe gânduri. Să-i scriu, să nu-i scriu. Și dacă îi scriu, ce îi spun? Aoleu, și ce va crede? Mai contează? Dacă nu sunteți împreună, scrieți-i. Eu, bine, aș face ravagii. Sunt berbec cu ascendent în leu. Mie când îmi cășună, îmi cășună. Nu-mi stă nimic în cale. Deci, cartea săgetătorului, extindeți, voința inimii, leul, ce aveți de spus, spuneți, nu mai faceți strategii, nu mai gândiți ceva în minte ca să rămână acolo, practic, pentru că vă încărcați mentalul și trebuie curățat. Pentru 7 de spade, în altul preot, spuneți ce aveți de spus cu încredere, pentru că oricum e un plan mai mare în joc aici. Aveți încredere, vorbiți despre stabilitatea voastră și recăpătați-vă un pic încrederea în voi și vă. Nu vă lăsați prinși în câmpul acesta emoțional care se învârte în jurul nostru acum, în energia aceasta, în frecvența aceasta, pentru că veți regreta. Treceți la acțiune și faceți ce aveți de făcut aici. Nu vă rețineți. Dacă sunteți blocați, atunci altă poveste. Pentru a ști dacă depășiți sau nu această etapă, este important. Vorbeam despre munte. Ți-a fost pus în cale acest munte pentru ca tu să poți arăta altora că poate fi mutat. Adică este o provocare pe care tu o poți trece. Indiscutabil, cum e alegerea ta, liber arbitru peste tot, dar de trecut trece, nu este permanentă.
Uite împăratul. Ca ieri, peste 8 de bâte. Spuneți ce aveți de spus, dar nu la nivel emoțional, 7 de spade și cu energie joasă așa de victimă, ce ai zis, ce ai făcut, spuneți. Sau, ok, persoana aceasta este cu altcineva, vă este dor de ea. Bun, spuneți-le, mi-e dor de tine. Eu cred că și ce aveți voi de spus. Și apoi închideți telefonul, dar spuneți ce aveți de spus, măcar vă curățați mintea, cel puțin. Berbecul din mine asta ar face. Și 4 de bâte. Lumea. Pentru că așa veți ști ce aveți de făcut, din nou lumea. Ori încheiați, ori reluați. Oricum energia va lucra, oricum energia vă împinge să urcați muntele. Muntele în Lenormand este o provocare acolo, dar una realizabilă pe care o puteți traversa cu brio. La nivel medical, așa, aș putea spune că aveți dureri de cap, stări de anxietate, de amețeală, poate unii stări de greață, oboseală cruntă, foarte multă acumulată aici, dar pentru care nu, de care nu sunteți conștienți, ceva de genul, lasă că oricum sunt obosit mereu. Vă trebuie stabilitate și vă trebuie o rutină mai sănătoasă, mai coerentă, mai clară. Să fiți atenți mai mult la rutina voastră. Înțelepciune. Vedeți că ne-a apărut și bufnița aceea mai devreme. Și avem semnul leului. 22, care construiește, cartea cunoașterii. Este în voi tot ce aveți voi nevoie. În voi și în nimeni altcineva. 4. 22. Se uită în oglindă doiul acesta, da? Construim ceva, sau cel puțin îmi construiesc drumul de acum înainte și știu, nu mai rămân în eter, în limbo. Vorbesc. 4 este energie fixă. Sau karma, casa patra, casa închisă. Fac ce am văzut la alții când eram mic și nici măcar nu-s conștient de asta și am preluat de acolo tot. Steaua mea e drumul meu, trebuie să curăț. Intuiția vouă vă vorbește, voi știți ce aveți de făcut, aveți cartea cunoașterii aici. Mergem mai departe. Ok. Abilitate extrasenzorială. Ai încredere în intuiția ta. Psychic ability, da? Cum au clarvăzătorii. Știți, voi știți ochiul, cel de-al treilea ochi. Și cunoașterea ancestrală să faceți și știți ce simțiți. Așadar, faceți ce simțiți, cu discernământul de rigoare și osul dorinței. O dorință se poate îndeplini. Vă aduceți în minte când am tras, nu mai știu dacă era etalare interactivă sau nu, același os, dar rupt, și spunea osul nu ți se îndeplinește. Da, cred că la o etalare interactivă dorința nu ți se îndeplinește, scuze. Iată că acum câmpul vorbește și vorbește din inimă o dorință. Nu neapărat să se întoarcă omul acela, să fim rezonabili la care vă gândiți voi, ci să obțineți ceva, să vă deblocați puțin din starea în care sunteți, indiferent că sunteți căsătoriți, divorțați, separați, îndrăgostiți de cineva. Trebuie să faceți ceva, pentru că nu puteți rămâne blocați la poalele muntelui. Nu puteți. Aveți cum? Vine o furtună, acolo se întâmplă ceva. Deci nu merge. Talismanele.
discuție dulce și armonioasă, cheia, dar de data aceasta este neagră. Ieri am avut două albe, adică nu ne place ce avem de făcut, dar e totuși o cale. Din nou acest palmier care spune, relaxăm, trebuie să ne relaxăm, să curățăm karma, să ne eliberăm, să respirăm karma, să curățăm efectul în care suntem acum, pe care îl trăim, îl resimțim acum, prin credință. Poate unii dintre voi trebuie să vă rugați sau poate unii dintre voi trebuie să aveți încredere că veți reuși. Și aici am întotdeauna, pentru unii dintre voi spune prieteni, pentru alții dintre voi surori. Noi suntem toți oricum frați, suflete, pereche și așa mai departe, toți cu toți. Să nu vă dați bătuți. Atenție la vise. Nu la visuri, ci la vise. Nu vă dați bătuți, nu vă dați bătuți, nu vă dați bătuți. Nu vă spun să sperați așa în gol. Vă spun că astăzi este o energie prin care ceasul cosmic, energia cuantică lucrează și permite sau voi toți vă aliniați la o întrepătrundere energetică, la o conectare, revedeți, cu cineva. Cu cineva, cu o persoană de referință, persoana la care vă gândiți. Este o șansă, vedeți, faetonul care poate duce către stea, către energia feminină, către iubire. Aici avem o fetiță, un copil, vedeți, și aici am aceeași idee, se aseamănă, care vă poate ajuta să vă alinați suferința, să vă dea un rezultat prin care să știți ceva. Și dacă nu mai continuați, tot ajută, pentru că vă puteți reface viața. Și dacă continuați, tot ajută. Și aici am vărsătorul, Pluto, sau moartea de astăzi, 13, un vărsător, spune că puteți comunica ca de la egal la egal, că este ceva ce aveți de făcut pentru voi, individualitate, libertate, umanitate, viitor. Re, Pluto care este retrograd, la 0 grade 20, parcă atât erau când m-am uitat pe hartă. Adică, vidul despre care v-am vorbit și 20, judecata, renașterea. Renaște în mine ideea că pot avea parte de iubire, poate nu cu tine, poate cu altcineva. Sau renaște între noi iubirea. Ret. Ce înseamnă reto? Provocare. Este o provocare. Aveți muntele în față. Trebuie să ancorați steagul. Oh, aici am Freya, zeița fertilității din mitologia nordică, care spune fertilitate, că s-ar putea să existe un schimb și un sacrificiu aici, pentru că așa era pe vremuri. Sacrificiul care este? 5 de spade. O schimbare, dați ceva la schimb, dați energia joasă pe energie înaltă, dați gândurile și scenariile inutile pe ceva concret, măcar aflați. Treflă. Poate, poate, poate înseamnă pentru voi ceva. Sau un puzzle care fiică mea. Niște puzzle-uri de la trefl sau ceva de genul. Se întregesc niște idei. Mai găsiți niște piese din puzzle-ul vostru, niște vești, niște informații care vă ajută la ideea mai mare. Pentru că nu puteți vedea ideea de ansamblu, nu puteți vedea întreaga planșă. Posibil aici niște lucruri să aibă legătură cu copiii sau posibil aici să fie implicată energia masculină, persoana voastră să fie avut provocări în familie când era copil, voi la fel și atunci să lucreze rănile, rănile despre care voi spune în altă filmare care sunt, dar rănile copilăriei lucrează prin noi. Unii dintre voi, dacă sunteți într-un trio amoros, atunci posibil să existe și copii acolo. Sau să existe poate cineva mai tânăr. Aici mai am fer. Trebuie să fie cineva corect. Trebuie să
Luptați, nu să luptați, să găsiți cheia, să găsiți calea, să transformați povestea în care sunteți acum, să scăpați de efect, pentru că altfel rămâneți blocați. E fix alegerea fiecăruia dintre noi cum rezolvăm viața. Sau poate aici persoana la care vă gândiți voi a plecat pentru că are un copil sau pentru că a plecat în alt cuplu cu altcineva. Și atunci voi măcar să știți că sunteți pe o direcție închisă, pe un drum înfundat, dar să vă puteți debloca. Poate aveți legătură cu copiii voștri sau copiii voștri aici vor avea nevoie de ajutorul vostru sau copiii voștri au așa niște idei, să plece în excursii cu niște prieteni de-ai lor și vă cer ajutorul. Aici văd ceva ce are legătură cu siguranța auto. S-ar putea să faceți o călătorie, puneți-vă și stabiliți-vă bine GPS-ul, că vă bagă, ratați ieșirile de pe autostradă sau fiți atenți la drumuri. Vă treziți în la altă destinație. Alții dintre voi aveți reloare. Reloare. Citesc eu o poveste pentru copii și are o tufă. Și cineva scutură tufa și spune, oh, ce minune! Vino să vezi ce surpriză! Deci, poate fi o surpriză. Puteți avea parte de un eveniment care vă surprinde. Plăcut! Acolo este vorba despre o micuță crisalidă, despre o omidă care se transformă într-un fluture. Fluture. Berbecul. Un nou început. În iubire. Albina, care funcționează, dar e nevoie de un cadru. Poate ați fost o familie. Te iubesc. Există iubire aici, v-am spus. Și broasca țestoasă. Dar lucrurile merg așa cum sunt programate ele să meargă. Mai încet. Și din nou un rac. Avem un rac și un berbec, poate. Nu neapărat. Avem aici o axă cardinală, o quadratură, o pasiune, ceva ce a început dintr-o prietenie sau printr-o rețea la serviciu și așa mai departe, s-a transformat în ceva puternic. Pentru că este o conexiune și o legătură ancestrală aici, de prin alte vieți. Credeți, nu credeți, dar nu va uitat. Un trandafir. Cum să vă uite când pe voi v-au iubit din totdeauna? Ce este al tău nu te va ocoli, este pus deoparte. Uite, suflete pereche. Dar este și mare ispită aici. Și mare ispită. Atlanții și lemurienii. Din nou, un trandafir, sau poate așa îl cheamă, sau o cheamă, trandafir, sau rosa, sau cine știe ce. O înregistrare, o amintire. Da, cineva trăiește din amintiri și nu v-a uitat, se gândește constant la voi. 6, îndrăgostiții, 8, 68, 14, temperanța. Cu drag se va echilibra situația. Vine și vremea în care să vă spuneți bună, bună, ce mai faci? 86 sau August, Leu și Gemeni mai poate fi aici. Sau Taur mai poate fi aici. Sau casa 8-a, intimitatea, pasiunea, transcendența, sexualitatea, trezirea spirituală. Sau casa 6-a, rutină, la serviciu, la serviciu. Sau prin serviciu v-ați cunoscut. Sau conexiunea dintre voi are legătură cu serviciul, cariera. Inițiala C. C și T. Poate unii dintre voi aveți de făcut un CT. Stați liniștiți că este în regulă. Ficat, furie. Sunteți furioși. Nu vă înfuriați, vă rog.
recat, atenție la piele, la piele uscată, poate fi tiroida, poate fi microbiomul. Nu mâncați bine, simțiți și resimțiți oboseala, aveți nevoie și de somn. CFR, o călătorie. O călătorie cu trenul sau cu mașina poate fi anulată sau este bine să fiți atenți, să citiți de două ori pe bilet. Dacă aveți locul, poate fi chiar și cu avionul, pentru că avem vărsătorul care vorbește despre calea aeriană, pentru dragoste. Sau nu neapărat. Ce faci? Ce faci tu? Ce faci tu? Inițialele RECFT. Iar aici am tac. Unul dintre voi tace, iar celălalt se întreabă ce faci tu. Dar puteți vorbi. Puteți vorbi pentru că sunteți auziți, să știți. Iar lucrurile se transformă. Poate nu pare, dar va trebui să aveți încredere într-un plan mai mare. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție. Vă doresc tuturor liniște în suflet, sănătate, iubire și să vi se așeze lucrurile așa cum vă este mai potrivit vouă, să fiți bine. Pe data viitoare. Pa, pa!